stăteau ca de obicei. Jack, Georgeta, Elena și Dan, adică unchiul și Veri, pe partea stânga mesei cu spatele spre ușa de la bucătărie. În dreapta, clanul Contaș, Tony, Cora, Venera. Titel se așezase departe de maică sa lângă geolog, singurul străin de familie. Când, după moartea nevestisi, Jack îi închinase una dintre odăi, Dan, proprietarul imobilului, se strâmbase. Cu ani în urmă își primise neamurile, vila avea 14 camere, tocmai pentru a evita intrușii. Ulterior se obișnuise. Șerbănescu nu deranja, avea tact, știuse să se facă agreabil și mai ales lipsea aproape toată ziua. Glasvandul spre hol era deschis. În fund, pianul, siluetă neagră, în formă, strălucea stins. Lumânările erau aprinse, colorau dulce cristalele lustrei masa o aranjase cu tot dichisul Georgeta. Cora remarcase cu un zâmbet palid fața de masă din Olandă albă brodată, șervețelele impecabil apretate, crenguțele de brada zvârlite aici colo, pobițele roșii de măceș. Elena, picată din lună, nu vedea nimic. Venera înregistra mută și crispată. Georgeta căra din bucătărie platourile nădușind zdravân un umplute în formă de coșulețe ori rățuște, răcituri artistice cu ghirlande de flori și fructe sub gelatina subțire, patiserii diafane, tartine cu bibiluri. Presupuneau migală, degete unsuroase, prea mult contact cu alimentele și Cora simțea o ușoară senzație de grață. Avea în general un apetit dificil, prefera oricărei mostre de performanță culinară, câteva pișcoturi, un ceai, o felie de brânză. Jack, sobru din avariție când se sătura din frigiderul lui, își făcuse rezerve de pâine, umpluse ochi farfuria. cu zâmbi. Notarul înghițea cu o grabă și o lăcomie uluitoare. Pe fruntea pleșuvă îi apăruse răbroboane de sudoare. Georgeta, în roche festivă, demătase înflorată, gata să plesnească la subsiorile transpirate și peste pântece, încercă să-l domolească. Bagi în tine ca un spart, mai sunt sarmale, fripturi. Nenea Jack, spuse Titel, face parte din specia celor care nu rușinează o masă. Și apoi, nu uita cât a alergat săracul pentru cadou tău de Crăciun. A făcut Jack un cadou? întreba iurită Elena. Închipuiește-ți! Jack? Extraordinar! Ce? O cutie cu scobitor pentru 80 de persoane. Notarul râse, servindu-se încă o dată cu piftie, solicită celelalte platouri. Noi, getuț, o facem parte din garda veche. Ți minte petrecerea de la Eleftereasca? Un kilogram de icre negre l-am dat gata împreună. Pe urmă ne-am așezat la masă. Georgeta ridică din numeri. Alte timpuri. Oftă. Am nu pot pune în gură bucățică. Mă dor șalele, mă încearcă tensiunea, iar mă pocni și o blăstămată de pântecăraie. Se răsti la titel. Mănâncă, mă, izmenii! izmeni! Ia încată la tine numai chiele și os! Tânărul a avut un gest de enervare. Scăpă cu zgomot furculița. Manu tresări violent. Surâse silit, scuzându-se. Mă gândeam la altceva. Arhitectul Contașei a zvârli o privire îngrijorată. Se uită apoi la fică sa. Cora părea să nu fi observat nimic. Zâmbea ca întotdeauna, înghețat, era aproape nepoliticoasă în detașarea ei. În ochii venerei se aprinse un fulger scurt. Șerbonescu surprinse lumina aceea ciudată și o cercetă mirat. Apoi o uită. În general o ignora. Nu-i plăceau oamenii care își fac o virtute din a fi dezagreabili. În trei ani nu o văzuse zâmbind ochii scormoneau mereu, nu neliniștiți, nici măcar curioși, ci totdeauna cu tendință, cu certitudini a apriorice, verificându-și doar suspiciunile. Nu-și descleșta aproape niciodată buzele. Azi noaptea ai umblat eleică!" o apostrofă Georgeta scoțând Batista din sân și ștergându-și fața încinsă. Unde ai dormit?" Notarul râse gros. Dar a dormit? Ce zici tu, Getuțo?" În ochii lui Titel trecu o undă de dispreț. Au ăștia niște bancuri. Își consulta mereu ceasul. La cinci avea întâlnire cu doi tipi din Constanța. Am rămas la o colegă, răspunse sec Venera. Trebuie să predăm luni situația pe tot semestrul. Moraru își terse gura. Păcat, ai pierdut un spectacol. N-apucă să-i sprăvească. Primi piciorul repezit de titel chiar în fluier. Ochii îi se bulbucară. Ai nebunit, imbecilule! De ce-mi faci, mă, băiatul imbecil? Mă izmană ruptă! Sări Georgeta. Dacă îți cam ca una sub musteață, te învăț să vorbești cu un orfan. Elena păru să se trezească. A, vă rog, barem de Crăciun! M-am săturat de scandaluri! Era îmbrăcată într-o bluză numai dantele, cam dubioasă. În urechi își spânzurase două turcoaze. Titel aprinse o țigară, constată sarcastic. Ce vreme frumoasă ea, povestește matale nene, De când n-ai mai pomeni Crăciun ca ăsta? Din 915 de la 77? morar îi strecură o căutătură plină de venin și atacă friptura. Era de fapt singurul care onora masa. Georgeta se săturase la bucătărie, Elena măzgălea farfuria, Dan uita să înghită zâmbea crispat, întindea solnița sau salata în mod evident cu mintea în altă parte. Privirile celorlalți îl iritau. Ținea bărbia în piept, ocolindu-le ochii. Ai lui Șerbănescu, inteligenți și lucizi, plin de întrebări, ai lui Toni, care îl străfulgerau rar, evitând privirea fixă, nepoliticoasă, curioși ai lui Titel, reci, străpungători ai Venerei frământa furculița în mână, gata să izbucnească, să sară de pe scaun, genunchii îi tremurau. Conta și regreta că cedase insistențelor Georgetei. De peste 30 de ani, adică imediat ce se despărțise de mama Corei, de juna la capșa. Aceeași măsuță lângă intrare, aceiași chelneri. Jean, Aristide, acum mitiță. Fică sa îi atinse ușor brațul. Suflă abia, mișcându-și buzele. Dacă te plictisești, dute Arhitectul luptă câteva clipe cu tentația de a se ridica. Era însă ceva în atmosferă, în atitudinea înghețată a lui Dan, în conversația frântă lipsită de veselie, care îl înspăimânta. Rumeneala din obrajii Georgetei devenise stacojie. Nădușa gros, stropii de sudoare se prelungeau pe după urechi, pe gât, în decolteul generos. Se uita încântată, la orgia de bucate, a zvârlea priviri de cloșcă în farfuria lui Titel. Ți-o Ti plăcu volaventul, Cora? Pentru tine l-am făcut." Da, remarcabil. Ți-a reușit perfect." Georgeta își mișcă încântată, trupul gigantic. Șapte pe m-au trecut până am ales ciupercile, hribu și viermele." Cora își simți brusc stomacul. Georgeta urmă imperturbabilă. Aista și cozona cu curgea sudoarea cu ulcica de pe mine, dar tot nu l-am lăsat până nu l-am frământat de patru ori. Jack, băut bine, giftuit de mâncare, se ridică cu paharul plin. Domnilor, își drese glasul și repetă sonor, domnilor, vreau să închin un toast. Dumnezeule, se sperie Elena, e prea mult acum, ne ține o conferință. Începe cu situația internațională, propuse Titel. Mihai Șerbănescu se foine liniștit. Cândva, oamenii ăștia la muzaseră. Jack, cu existența lui măruntă, Elena, excentrică și labilă, cu o minte de fetiță, Titel, prototipul parazitului, Georgeta. Îi vedea dintr-o dată altfel, mici, meschini, ciudați, capabili să ucidă. Trecuseră abia 10 sau 12 ore de când asistase la o tentativă de crimă. Din nou ochi poposiră pe obrazul venerei. Expresia concentrată, privirea dură, dar numai atât dură, colită de orice altă semnificație, greu de deslușit, îl nedumerea. Geologul respira adânc, avea chef să se ridice și să plece. Nu singur. Inima i se chirci. Cora, femeia asta, nu îi va aparține niciodată. Titelui vârâ sub nas bricheta aprinsă. Stai cu țigara aia de cinci minute, suntem voioși, nu jucărie. Apropo, domniță, ce-ți veni să iurești cartea aia? Sprâncenele corei se rotunjiră. Care carte? Valurile, din trei în trei rânduri ai băga foarfecele. Habar n-am despre ce vorbești. Titel zâmbi, Manu îl privea absent. Domnilor, mugi subit notarul, închin în primul rând pentru Georgeta, această eminentă gospodină, Mamă eminentă și... și... parașutistă eminentă!" sugeră Titel. Jack îl fulgeră, scrâșnind. Georgeta își apăsă pântecele cu amândouă mâinile. Văleu! Văleu, măiculiță!" Ieși repede. Moraru urmă, aproape urlând. Și eminentă cetățeană! Toate însușirile unei adevărate matroane romane s-au altoit prin suflet pur!" pur, dac, suflătitel. Moraru scos din sărite, răcni. Te cârpesc, imbecilule, parazitule! Mamă, nenea Jack vrea să bată orfanul, strigă Penciu. Cora a început să râdă, apoi surprinse privirea venerei. Simțiu un fior pe șira spinării și încruntă sprâncenele fine. Ce-i cu ea? Degeaba te enervezi, Jack, interveni Elena. Prea câmpice Dumnezeu și izbier de ne spargi urechile. Dan își prinse capul în mâini, gâfâind. Georgeta se întoarse și notarul reluă îndârjit. Această femeie de săvârșită, acest monument de cinste, muncă și curaj, această pildă de jertfă și de votament, o bagă în manuale, se clizi tânărul. Ana Ipătescu, Jean d'Arc și Georgeta Penciu. Osta vrea ceva și la pachet. Da, urmă notarul. Georgeta noastră e inegalabilă, o pildă vie, generozitatea personificată. Citeam aseară din Mopasan, ca să vezi ce zgârci sunt francezii. Pur și simplu m-am cutremurat. Da, domnilor, m-am cutremurat. O biată bătrână trăgea să moară. Folosea tonul pe care îl împrumută reflex copiii când spună o poveste. După multe tocmel fiu s o angajează o femeie care s o vegheze, urmând să o plătească pentru o la ei cu o sumă globală. Trece o zi, trec două, muribunda rezistă. Cu mătrea cu priveghiu are impresia că-i trasă pe sfoară. Ochii notarului se umpluseră de lacrimi. Ei bine, știți ce a făcut? Ca să-i grăbească sfârșitul. Am îmbrăcat un cearșaf alb, a luat traiu și a năvăli peste bătrână urlând. Doamna cu coasă, înțelegeți? Firește, de spaimă nefericită s-a stins. N-aș fi spus niciodată. Tăcu brusc surprins de liniștea din jur. Se bâlbâi. cei cu voi? Ce aveți? Încremeniră. Dan strânse crispat șervetul în palmă. Sub marginea farfuriei zări un cartonaș. Același semn. Scorpionul înjunghiat. Venera privea în gol. Capitolul 3 Mi-ar fi plăcut, spuse Minerva cu o expresie întunecată, să asit la masa de Crăciun. Dobrescu-le, mă te rog pe George Tapenciu. Aveam eu un gând al meu, dar pasă-mi-te de te înțelege cu cineva. Idiota aceea trebuie dusă la pompieri. Unde? E o vorbă la noi, Moldova, dar nu o pot spune că-i băiatul ăsta de față. Locotenentul Dobrescu își ascunse obrajii brusc îmbujorați, privind pe fereastră. Care idiotă? Se interesă Minerva. Elenuța! Am așteptat să mântuie de cântat. Ce fel de cântare o mai fi și aia? Nu pricep, dragă doamnă. Dar mă rog să zice că e artistă și am poftit-o la mine. Pianul amunțise. Georgeta Penciu crăpă ușa. Scoase capul rotund, plin de moațe și făcu un semn conspirativ Elenei. Femeia o privine dumerită, ezită o secundă, apoi intră înăuntru. Era ca de obicei într-un furou lucios, dar în escarpeni înalți, aurii, pe care îi punea uneori la concerte. Pe mâna mică, cu unghiile retezate, scurți și piele pergamentoasă, plină de pete cafenii, purta un smarald tăiat ca un fagure. Georgeta îi a un șal. Pune, fă o treanță pe tine, umbli ca la șantan și fără crapă, chiatra de ger. Nu mi-e frig, ce voi ai? Se tolăni pe canapea, picior peste picior, cu mâna sub ceafă, într-o poziție voluptoasă. Pe masa plină de horbote așteptau cafele aburinde și un cozonac gogonat din care Georgeta tăiase felii groase. Elena rupse o bucățică și repetă. Ce voi ai? Georgeta strânse poalele capotului și se așeză, cu expresie ciudată de satisfacție. În spate atârna un tablou enorm, aproape cât tot peretele, cu ramă stridentă bronzată din belșug. Pe tăpșanul verde se aflau de toate, căprioare firave, lebe de durduli, ciobănași țepeni, ceahlăul și marea neagră. O cascadă nervoasă o colea un caiac cu pânze. Ce părere ai de idiotul cela? Care din ei? Iar începi, Titel? A, făcut decepționată Elena. Foarte bună! Ei, bravo, ai nimerit-o și tu odată! Ce e al lui, al lui? Băiat dăștept, citit, le prinde de-un zbor. Atâta doar că-i cam muieratic. Taxul Dumnezeu să-l ierte. Lasă, dragă, îl știu pe răposatul ce-i cu titel. O simți ceva. Și când zice el o vorbă, e vorbă. Adică? george articulă răspica din buze fără sunet, arătând spre tavan. Dan! desenă cu mâna mersul unui șarpe sâsâind în cetișor, apoi brusc degetele mușcară aerul. Elena căscă plictisită. Nu o pricep nimic. Georgeta o măsură contrariată. Se enerva repede și pielea obrazului se colora brusc cu un roșu de sfelcă. Izbucni, strigând neaștepta de tare. Au vrut să-i facă de petrecanie. Elena sări speriată. Ce urli așa? Ai căpiat? Uite ce i fă! Te pofte să-ți măsori vorbile ca cu amuz permanentu'!" Ei, beleaua dracului, uiscă cu doi ani mai mare. Cu patru. Nu deschid bine gura că mi-o și retezi. Ce, n-ai răbdare, te așteaptă pompierul? Pianista o privi năucă. Care pompier? Ei, bovnicul vorba vine. În târgușorul moldovenesc unde copilărise Georgeta, pompierii erau considerați bărbați extrem de virili. Când pe vreo muiere o apuca ună bădăile, îi se recomanda cu tâlc să treacă pe la garnizoană. Vorba rămăsese. Titel, zicea, urmă Georgeta coborând brustonul, că a vrut să-l ucidă pe Dan. De ce să-l ucidă Titel pe Dan? Nu el, toanto o altcineva, doamne, ferește și apră. Ai, asta te bagă în pușcărie. A, se dumerie Elena. Iar povestea e atâmpită cu șarpele. Ei, yeah, eu nu amețesc că meșa a fost în toată ziua tolănită. Când mâinile se odihnesc, muncește mintea, își făcu apăsat semnul crucii. Dacă simțăm dihania pe mine, gata am -mi punea de colivă. Fleacuri a început să visă zare. Poftește-mă, Adam, în curte și cată în gunoi. Făcu Georgeta o țărâtă. Ai pomenit vârcolac mort? L-ai văzut tu? Georgeta dădu din cap. Mușcă din felia groasă și sorbi o înghițitură de cafea. Parcă ar merge o leacă de rom, e? Ce mai ziceamu? mu? Pianista ridică din umeri și își înnăbuși căscatul. Chestiunea o interesa destul de vag. Întrebă într-o doară. Și cine a vrut să-l omoare? E, aici e aici. Georgeta și rată. Nu mi-a zis cine, da, am eu un gând. Da, s-ar putea să fie bun, spuse pianista distrată. Își admiră brațele, picioarele, își fixă pieptenele în creștet. Georgeta încercă să o ațâțe, simțea nevoia să fie rugată. Am un gând alțân, vorba e slobă de păreți, a urechi. Elena se grăbi să o aprobe, bătând câmpii. Procedez foarte bine, perfect, remarcabil, să nu discuți cu nimeni. Mi s-a făcut somn. Se ridică alene și se îndreptă spre ușă, fățâindu-și șoldurile. Georgetei îi năvăli tot sângele în cap. Pe geolog îl prinse în bucătărie. Șerbănescu își făcea o cafea, fredonând încet o arie din Tosca. Era amator de muzică bună, un cunoscător fin, singurul din casă, pe care nu le enervau ceasurile petrecute de Elena în fața pianului. Uneori, pentru a-i stimula dispoziția, îi aducea mici atenții. Atenții de logodnic!" surâdea Cora. O crangă de liliac sau câțiva ciorchini de struguri în ianuarie, fructe glasate, coșulețe cu azalee, odată de un Crăciun un brăduț brumat, de paște ouă imense de ciocolată. Elena, romantică și sentimentală, se simțea tulburată până la lacrimi. Îi cânta atunci ori întregi din Mozart și Chopin. Ochii străluceau, chipul veșted răspândea o lumină neașteptată. Georgeta se lăsă greu pe scaun, oftând cu tâlc. E Bărbatul nu observă și Georgeta oftă a doua oară, lung să jurupă inima. E Intenția de conversație era vădită. Geologul se răsuci cu ibricul în mână, examinând-o distrat. Vreți o cafea? Eh, parcă de cafea mi-ar de mie! Celălalt ridică vag din numeri. Luă tava gata să iasă, Georgeta o opri. Matale, ce zici, domnul Șerbănescu? În ce privință? Nu mi se dă în cap jigania aceea. Adică poate ea la o adică să umble slobodă de târg? Hmm, destul de greu. Și să ajungă taman în patul idiotului cel de sus? Adăugă subtil. De ce nu l a tu, Matale? E ciudat, într-adevăr. Vezi? exclamă cu satisfacție Georgeta. Așa zicea și idiotul meu părea foarte cântată de ea, aici am vrut să te aduc, ca și cum o primă haltă din itinerarul propus s-ar fi consumat în strictă conformitate cu prevederile ei. Clipi și rată. Înseamnă că cineva a dus șarpele cu anume gând. Probabil, admise Șerbănescu încă nedumerit. Apoi, îți spun eu că așa-i, și am să-ți spun și pentru ce anume. Da, n-are inima hățunată de ajuns o spărietură zdravănă și l au pus până năsălie, popa și coliva. Aveți dreptate. Am să știm ale geologul vrut să iasă, dar George al prinse repete de mânecă. Stai, bre, omul oleacă, că cei te trag copiii de poale? Va să zică cineva adușar arpele bun, dar de unde mă rog, loficule, să aud? N-am idee, făcu șerbănescu cu plictisit. Tocmai ma atale om cu carte, accentuă, umblat până coclauri și grohotișuri, adică pricepe mai degrabă idiotul cel bătrân, Jack, și Jack și al meu, o asămita ispravă, poate să o facă numai unul care știe să umble cu jivinele, cum să le apuce. Geologul o măsură câteva clipe, apoi izbucni în râs. Și ăla aș fi eu, nu? Am prins șarpele asta vară și de atunci îl țin în cuiat în odaie, îl hrănesc eventual cu lingurița ca să îl strecor lumanul de Crăciun sub plapumă. Formidabil! Pe obrazul Georgetei se cita numai triumf. Vai, domine, domnul Șerbănescu, n-am zis vorba asta. Socoteam la o adică ce-ar putea gândi una care calcă mai rar pe la biserică. Mata, ești stârc în cuib de barză. Străind de neam, staiulea că unde fugi? Senzațional! Râsul lui Șerbănescu umplea holul. Ce râs are bărbatul ăsta! Clocotesc în el atâta poftă de viață, atâta robustețe, atâta lumină. Mă întrebam azi noapte dacă Șerbănescu ar putea ucide. Iar de dimineață, când își prepara micul dejun, încercam să-i văd palmele. Eu le-am scurte, cu muchea exterioară bombată, mâini de tip mercurian, mâini capabile să omoare. De câteva zile dorm prost gândurile cele mai bizare, mi-ațăță insomniile. Mi s-a năzărit dintr-o dată că nu sunt singura care dorește moartea lui Dan. Și n-aș suporta să-mi ia cineva înainte. Ar însemna că totul a fost zadarnic. Cine ar putea să o facă? Jack, Titi, Tony? M-am oprit la Șerbănescu. Nu pentru că ar avea o autentică vocație criminală, ci datorită eventualului mobil. O iubește pe Cora. O iubește cum nu multor femei le-a fost dat să fie iubite. E de ajuns să te uiți la el ca să-ți dai seama că ar fi în stare să sărute și urma pașilor ei. Cred că l-a fermecat din prima clipă. Mi-am de seara aceea când l-a adus Jack să-i arate camera. Spor o voiam toți în hol. Afară ploua. Cora a sosit mai târziu, avusese o oră la dentist, câteva curse în oraș. Purta par de siul ei de antilopă gri, în cap o bască din catifea neagră părea mai neverosimilă, mai artificială ca oricând, nefiresc de subțire, nepământeană, străvezie, cu un obraz de madonă. Îți venea greu să crezi că există, că poate păși, că are un nume, un buletin, o adresă. Mă uitam la Șerbănescu, nu la ea, mamus de ani de zile să urmăresc pe chipul bărbaților prima impresie pe care le-o face Cora. Șerbănescu n-a tresărit, n-a făcut ochii mari. În general, se stăpânește admirabil a privit-o, dar privirea îi încremenise, a continuat să vorbească, să râdă, însă în încăpere pentru el nu se mai afla decât Cora. Am știut cu mult înaintea lui chiar și a ei că o va iubi disperat. I-am spus Corei când a intrat în odaia mea să-mi ureze noapte bună și să mă sărute. Ăsta să mute la noi de dragul tău. Nu sunt chiar atât de fascinantă, Venera. Închipuirile tale sunt însă tonice. Îmi place să le recapitulez când mă uit în oglindă și arăt prost. Ar fi în stare să-l omoare pe Dan de dragul ei? Sunt încredințată că nu. Ar sparge piatră pentru cor, ar trage la galere, ar înfrunta o lume, s-ar jertfi. Dar totdeauna va adopta o soluție francă, un drum în deschis. Îl văd respingând până și ideea de adulter. O vrea pe cora întreagă a lui în văzul tuturor, fără să-i fie rușine de lume. Dacă Mirce ar fi trăit, i-ar fi semănat. Cine-o fi Mircea? Locotenentul Dobrescu închise caietul și urcă gânditor treptele spre fostul dormitor al lui Dan Manu. Eu asta am crezut, asta vă spun! Conchise Georgeta cu tonul acela particular al omului cinstit, îmbătat de propria onestitate. Și Titel? Întrebă Minerva. Avea figura adumbrită, privirile nu urcau mai sus de gleznele Georgetei. Titel bătea câmpii. Ăștia tineri numai magră au un tărtăcuță. Minerva se uită la Dobrescu și dădu din cap să jurupă gâtul. Hmm, făcut titel bălângânindu și piciorul. Te-ai întrebat cine are interes în primul rând să-l să, să, să curețe pe Dan? O asista pe maică să în bucătărie. George tacocea o plăcintă, răspunse repede. Șerbănescu, o iubește pe izmenit aceea ca un smintit. Tânărul a gasa din degete. Nu o gândești de loc, madam. Bordei ăsta plus acareturile fac peste două milioane ce zici? Ia mai ghicești odată. Cora! Suflă sufocată Georgeta. În sfârșit! Notează în plus că prostul ăla a făcut testamentul în favoarea ei. Și ei nu te mai omori cu cofeturile, conta și zic că habar n-ai să gătești. Așa ori zis, să rumânușițele madame Penciu. Titel plecă de acasă, bine dispus. Capitolul 4 Minerva rupsă bucată de ziar și o vâr între filele caietului. Jurnalul venerei e captivant, ai avut și tu odată dreptate. Încă n-a apărut? Locotenentul clătină capul. Caut-o, băiete, ai zece ore la dispoziție. E prea mult, observă Dobrescu. Faceți risipă de timp. Sesiză privirea Minervei și o porni urgent spre ușă. Vin cu ea în dinți. Prefer să o aduci de mână. Îi plăceau siguranța și liniștea arhitectului. Fuma, ținând țigara între degetul mijlociu și inelar și la oricine în afară de contaș, gestul ar fi părut afectat. Minerva își închipuia că își poate descifra cu ușurință personalitatea. Era un bărbat amabil, inteligent și instruit. Temperamentul și anumite împrejurări favorabile îngăduiseră să ducă singura viață care considera că merită trăită. Cora îi semăna în unele privințe. Aveau aceeași pudoare, încercau aceleași reticențe în dezvăluirea ființei lor intime. Nu le plăcea să simtă în fața celorlalți. Ați insistat asupra atmosferei apăsătoare din casă. A sesizat-o dumneavoastră, o sesizase și Mihai Șerbănescu. Era de așteptat ca fica dumneavoastră să se alarmeze. Ajutați-mă să înțeleg de ce. N-a reacționat mai, în sfârșit, să zicem, mai viguros. Arhitectul păru dintr-o dată obosit. Se uita la minerva, încercând parcă să-și dea seama în ce măsură era capabilă să vadă lucrurile așa cum se prezentau ele în realitate. Ca să înțelegeți, ar trebui să o cunoașteți întâi pe Cora. N-a avut în viața ei reacții viguroase. N-a cerut niciodată de două ori același lucru, insistențele îi sunt odioase, poate renunța la orice cu multă ușurință, nu știe, ceea ce într-o căznicie e de neiertat, rămâie obligatoriu în stare de inferioritate să facă scandal. Am încercat totuși să o galvanizez. Se întorsese din oraș și ne-am întâlnit în hol. Ce repede se întunecă!" Cora, înfrigurată, își freca brațele subțiri. Arhitectul o măsură din cap până în picioare. Avea niște foi cenușii și o jachetă neagră angorată, ghete de lac, ciorapi fumuri. Pe un fotoliu a zvârlise căciulița de blană și mantoul. Ai fost în oraș?" Da, simțeam nevoia să iau aer." Îi surâse, trecându-și degetele prin buclele si de împlinise 36 de ani, dar nimeni, oricât de neîncăduitor, nu i-ar fi dat mai mult de 25. Trupul zvelt își păstrase linia băiețească, ridurile, imperceptibile obosea la oboseala obrajilor, îi ocoliseră chipul străveziu. Mai ales ochii rămăseseră neaștepta de tineri. Ce ciudat!" reflectă Contaș. Acum un sfert de veac, nu vorbesc mai înainte, ar fi trecut neobservată. O siluetă șubredă, tuberculoasă, prea slabă, cu o față drăguță. Plăceau corpurile amforate a la May West, garbo fascina prin excepție, cu sân și șolduri agresive, frumusețile carnale. Ar fi fost o oarecare, fără sexapil, appeal, sexapilul appeal celor ani, cu un destin searbă. și fără îndoială, fizicul, nu neapărat frumusețea geometrică, desăvârșită, dar acel nu știu ce care înseamnă ceva în ochii contemporanilor determină punctele cardinale în viața unei femei. De fapt, gândul țâșnise brusc cu surpriza caracteristică pe care oamenii o trăiesc când încearcă revelația unor fenomene simple la îndemână, de fapt, ce fel de viață duce acora? Nu se întrebase niciodată, înregistrase doar aspectele superficiale, e elegantă, trăiește confortabil, pare mulțumită, nu face pereche cu Dan, păcat, în schimb se înțeleg, etc. Se simți dintr-o dată curios, o curiozitate domoală pe care nu-și o va satisface niciodată. Încerca o genă organică, un soi de pudoare pentru mărturisirile prea intime, pentru investigațiile amănunțite în sufletul cuiva. Își întorcea discret ochii de la o inimă nudă din decență, poate dintr-o temere. Căuta se mereu în viață, inițial din instinct, apoi cu filozofia vârstei agreabilul, clișeele rafinate, desfătarea. Poleise chiar cu bună știință ceea ce îi se păruse dur, inestetic, barbar, sau închisese ochii și încercase să uite. Izbutise. Cum te simți? Întrebarea îi se păru uscată, lipsită de conținut. Cora ridică din numeri plictisită. Bine, cum să mă simt? Mă îngrijorează, Dan. Și atmosfera e oribilă. Mă apasă. A fost la medic? Da, și, deocamdată nimic, trebuie să-și facă o grămadă de analize. M da, contaș trase din țigară, privi pe fereastră, se simțea gerul de afară, luminile păreau înghețate. unde ceilalți? Ha, barnam, n-am, nu îmi lipsesc. Arhitectul i-a zvârli o privire iute. Pe venera ai văzut-o? Cora clătină capul. Nu, no, nici nu știu dacă e acasă. E foarte ciudată de la o vreme. A fost totdeauna ciudată. Firește, acum însă mi se pare mai ermetică decât oricând. Închistată, mecanică, seacă, uneori mă înspăimântă. Am ajuns să-mi amintesc de vechea ei morocășnoșenie ca doc primăvară zburdalnică. Există crize? Poate, admise moale Cora. Contaș bătea darabana pe genunchi. Întrebă după un timp. Te-ai mai gândit la povestea aceea? Completă greu. Cu șarpele. Nu, o măsură curios. Cora zâmbi uscat. Nu, pentru că semăn și pentru că semăn de test inutilul. Orice insistențe pe lângă Dan sunt zadar, nu-l pot scoate din București. Nici aptitudini de investigator nu am. Și atunci ce să fac? La ce să mă gândesc? Arhitectul nu răspunse. Se simți dintr-o dată străin în holul acela enorm, plin de umbre, cu un brad minunat de care nu se bucura nimeni. Mai străin decât într-o cameră de hotel. Sentimentul îl tulbură. O lumină întâmplătoare căzută pe pom aprindea un ochi de argint. Dan lăsă cartea să-i alunece din mână, ca să-i se păru ciudat de liniștită. Nu se auzau ușile trântite de Georgeta, flueratul enervant al lui Titel, câte o melodie de jazz repetată până la demență, intervențiile vijelioase ale pianului. Lipsau glasul de trâmbița lui Jack, zgomotele din odaia corei, cutia cu cremă, flaconul de ojă, vaporizatorul, pieptenele, pila și forfecuța luate pe rând și puse la loc pe placa de sticlă. Și totuși, alte zgomote, mai ciudate, foșnete ușoare, pași insesizabili, un scârțuit slab îi parveneau vag. A avut sentimentul că înconjurat de umbre, cineva, de fapt mai mulți, se mișcau aici, alături, pe coridor, pășau în vârful picioarelor, îl pândeau. Se simți din nou cuprins de furie și se ridică din pat. Se îndreptă împleticit spre comutator și aprinse toate luminile. Cu aceleași gesturi precipitate, își dintr-o sticluță cafenie câteva picături, înghiții repede, cu sete disperată. Istovit, se lăsă în fotoliu. O sudoare rece îi năclăia părul de pe frunte. Gândul se zvârcoli sălbatic. Astă seară va încerca din nou. Dan se târâ până în capul scării. De aici vedea partea cea mai mare din hol, ușa de la bucătărie. Stinse lumina de pe coridor și se ghemui lângă balustrada de lemn. Începu să aștepte. O senzație curioasă, gândi Manu, să-i privești pe oameni când nu se știu observați. Parcă aș viziona un film. Se simțea departe, pe altă lume, urmărind pe un ecran uriaș ce lăsase aici, ce părăsise. Strânse în palma sudată coloneta de lemn a balustradei. În hol ardea o lumină mică. Cei din casă traversau spre bucătărie ori baie, pregătindu-se de culcare. Georgeta, cu părul pus pe papiote, intră în odaia ei. Ținea în mână o farfurie acoperită cu un șervet, câteva plăcinte, o felie de cozonac. Noaptea îi se făcea foame și atunci întindea doar mâna. Nu mai trebuia să se ducă până în cămară, dar nu auzi surprins trăgând zăvorul. Nu știuse că doarme în cuiată. Mihai Șerbănescu ieși din baie, păru să șovăie și trecu în bucătărie. Și face o cafea, reflectă inginerul. Vrea să lucreze. Urmări un timp zvonul de glasuri, geologul discuta cu Elena, dar nu desluși nimic limpede. Apoi apărut pianista, trăgând toate covoarele după ea. Pășa rar, nescarpenii înalți, încercând să nu verse ceaiul de mușețel. Făcea gargar în fiecare seară, menajând o laringită veche. Abia se întorsese din oraș și își a hainele de pe ea, rămânând într-un furou roșu. Toca de blană uitase să-și o scoată. Asociația combinezon pălărie nu-l făcu să zâmbească. E nebună, totdeauna a fost nebună. Când era în copii dresa gândaci. După ce se plictisea, îi usca și îi pisa. Lua câte o linguriță seara să-i crească genele, auzi auzit să ia de la o bătrână. Jack ieși din odaie, purta cămașă lungă de noapte și pe umeri un șal vechi, rămaste la nevastă sa. Dan îi vedea tampoanele de vată din urechi, degetele de la picioare prin papucii căscați. Adulmecă câteva clipe, apoi o luă spre bucătărie. Manu surâse chinuit. Știa ce vrea Jack aștepta ca Șerbănescu ori Georgeta, singurii care nu-l repezeau, Cora nu mânca seara, iar Contaș cina în oraș, să se așeze la masă și pica pe capul lor. Pândea o tartină, o aripă de pui, un ou. Nu se sfia să se servească singura a doua oară, tăia dezinvolt încă o felie de brânză, mai lua unt, ciugulea din farfuria celuilalt. Tot de la geolog împrumuta ziarele și revistele după ce acesta le citea. Din sufragerie apăru Cora împreună cu Tony. Aveau expresii mohorâte, parcă îngrijorate. Urcau încet treptele. Manu se furișă în odaia lui. Se trezi cu o minte extrem de limpede. Și la fel de limpede îi era clar că îl trezise un zgomot. Cineva se afla în cameră. Nu-l vedea din cauza întunericului, dar îi auzea răsuflarea. Apăsă reflex pe comutator. Veioza nu funcționa. Răsuflarea străină devenise gâfâit. O simțea din ce în ce mai aproape. Apoi, gâtuit de spaimă, văzu o mână uriașă, neagră, lățită pe perete, gheare lungi care aveau să se înfigă în grumaz. Inima strivită, nod dureros, bătea ca un ciocan. Urlă un țipăt disperat de fiară și mâna pieri. Năvăliseră din nou Nodaia lui Dan buimaci, cu expresii răvășite, Șerbănescu se uită la cora și se simți stors de milă. Sta împietrită, mai palidă ca de obicei, lângă inginer, părea gata să se prăbușească. Manu tremura cu ochii și se auza clănțănitul dinților. Arhitectul mormăi urmărindu-l cu privirea subțiată. M da, m da." Ce da?" întrebă mecanic Elena. Nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic." Jack se interesă suspicios. Atunci de ce ai țipat? Am visat, probabil, sau mi s-a părut că pe perete lune cu o mână. O umbră, da, cred că am visat. Elena, căscată, se interesă încet. Nu mai înțeleg nimic. Ce-a fost, mână sau umbră? Tu câți la ce bezmeticești asta? Georgeta se uită sceptică la inginer. du te bre la popă să-ți citească scoli oamenii în puterea nopții. Conta și ea zvârli o privire uscată. Jack interveni, practic. Să scotocim, domnule, prin casă, să o fie ascunsă pe undeva, dacă nu cumva o fi și dispărut. Cine? Se interesă Șerbănescu. Notarul se uită la Cora. Cum cine? Aia cu mâna. Mă duc să mă culc, bombăni Georgeta. Poate ne-o ierta idiotul cel de sus și nu mai zbiera până mâine. Era decepționată și vag iritată, convinsă că inginerul lui se năzărise. Cu șarpele fusese altceva. Îl văzuseră toți acolo, un așternutul lui Dan, dar acum îi cășunase din senin. Oricum, conchise cu tare, am să chem părintele să facă o sfeștanie. Cora rămase cu Dan. Contaș la un semnal geologului, coboruse în hol. Se retrăseseră într-un colț și discutau un șoaptă. Moraru se ținea scai de ei. Știți care-i părerea mea?" Arhitectul îl privi săcâit. Era frig, tremura în o de mătase subțire. Notarul nu se sesiză. Am reflectat, sunt convins că am dreptate." Făcu o pauză și explodă. Dan vrea să se sinucidă." Hai să fim în sfârșit serioși." Se enervă geologul. Dați-mi voie, dați-mi voie. Am un coleg la serviciu, Băicoianu." Noi zicem Băicoianu, ghină. Individul e obsedat de ani, de zile încearcă să se sinucidă și nu izbutește." Are la activ vreo 4-5 rateuri. O travă, și gaz vârlit de la etaj, vene tăiate, a cuie. Mă rog, ce a putut și el. Stă acesta în spital și pormă se întoarce. Băieții îl întreabă, iar ai avut ghinion? Jack. Ai răbdare, domnule, ce n-ai bălat să mă să-mi expun teza. Dan, din motive care îmi scapă, vrea să se omoare. În ultima clipă, însă se sperie și abandonează cursa, înspăimânta de propria lui acțiune. Asta explică tot. Îi privi triumfător un strănut puternic îi aminti că e desculț. Mă duc să iau un bulin te pomenești că am răcit. În sfârșit, oftă arhitectul, ce cretin! Șerbănescu și-a prinse nervos țigara stinsă. Asta am vrut să vă spun. Am asistat neputincioși la o a doua tentativă de crimă. Două atentate în trei zile. Un tip grăbit, scrâșni contaș. Grăbit și care nu are intenția să se lase pe gubaș. Sunt de acord cu dumneata. Ce propui? N-am nicio propunere concretă, dar nici în expectativă nu putem rămâne. Trebuie făcut ceva. Ce? Hai să zicem că anunțăm miliția. Ce să le povestim, mă? Chestia cu șarpele, isteric, absurdă. Ceva la Kipling, iar umbra proiectată pe zi ține de nerorastenie. Eu cred că cineva încearcă în mod diabolic să-l lichideze pe Dan. Dumneata crezi? Cora crede? Ăia însă o să ne trimită la plimbare. Constituie totuși trei mărturii serioase. Nu le pot ignora. Admit ipoteza dumitale, deși mă îndoiesc că ar trata declarațiile noastre altfel decât ca simple aiureli. Merg mai departe și accept destul de greu că ne-ar aloca pe cineva care să-l păzească pe Dan, făcând în același timp și investigații. Evident, pe perioada respectivă, asasinul va sta cu minte. Iar la cât să o facă pe bona lui Dan? O săptămână, două, hai, o lună și după aia? Șerbănescu stinse nervos țigarea. Aveți alte idee? Nu. No. În orice caz, conchise geologul, Manu nu mai poate dormi singur. Firește, nu e o soluție, dar până una alta nu văd nimic mai bun. Cineva trebuie să-l păzească. Cine? surâsea Marconta Cora? Cu o singură mână, un copil de 14 ani o face inofensivă. Geologul șovăi. Sunt dispus să încerc eu, măcar câteva zile. Pe urmă vom vedea. Arhitectul impresionat îi puse mâna pe braț. Bietul băiat o iubește. De dragul ei are grijă de Dan, deși un altul ar fi fericit să scape de soțul indezirabil. Urcă treptele gânditor. Da, mi-ar fi plăcut un astfel de bărbat pentru Cora. Simți piciorul împiedicându-se în ceva moale. Se aplecă și ridică un obiect ciudat, o mănușă mare de cauciuc cu degetele subțiate la capăt și o imagină proiectată în întuneric pe zid o ascunse în buzunar și continuă să urce scara. Arhitectul deschise un scrin galben și scoase mănușa. Asta-i! Minerva o cercetă câteva clipe și o pusă pe masă. A mai văzut-o cineva? Nu. Mă mir, clanul lui Manu nu-i scapă nimic. Contaș se foii neliniștit în fotoliu. Ca să fiu sincer, începuse să intru în panică. Jack, Titel, chiar Georgeta și Elena aveau mereu să-și spună câte ceva în șoaptă. Se întâlnea un în odaia unuia sau altuia. Capitolul 5 A doua zi era duminică. Georgeta plecase la biserică, iar Conta, -și plictisit și prost dispus, hotărâse să petreacă toată ziua la prietena lui, văduva colonelului. Șerbănescul însoțise până la universitate, unde avea o întâlnire cu niște amici din provincie. Elena zăcea în odaie cu storurile trase și o compresă udă pe frunte, chinuită de una din veșnicele ei migrene. seara acasă, în afara pianistei, doar Jack, Dan și Titel, sosit în lipsa Georgetei. Inginerul coboruse în hol și stătea într-un fotoliu, cu genunchii acoperiți de un pled. Notarul îi făcea conversație, în timp ce Titel căsca cu mâinile în buzunare și picioarele repezite, ca de obicei, spre mijlocul încăperii. Dar Cora unde?" se interesă tânărul. Inginerul simți privirea iutea zvârlită de moraru. Nu-i dă atenție. La croitoreasă. La croitoreasă? Se minună moraru. Duminica? Individa lucrează într-o cooperativă, nu-i liberă decât azi. Avea chipul tras, cearcă negre caracteristice, îi săpau obrazul. Ah! exclamă cu tâlc tânărul. Un zâmbet lat îi strâmba fața. Jack, peste capul lui Manu, duse degetul la buze, dar, surprins la mijlocul mișcării, păru să se făstăcească și începu să tușească jenat. Dan, vaga, țâțat, se foi în fotoliu. Nu începeți și voi cu prostiile!" Notarul fu de acord. Bineînțeles, bineînțeles!" Tăcu brusc, Penciu se amuza, îi săltă trupul firav și bătu ușor umărul inginerului. Îmi plașcoanești înțelept!" Ascultă, Titel, am avut o noapte grea. Găsesc insinuările voastre ieftine și de prost gust. N-ați ales bine nici momentul. Moraru se umflă. Insinuări? Un cuvânt grav. Nu mă așteptam din partea ta, în fond suntem mânați de cele mai nobile intenții. Se întrerupse iar. Titel rânji. Acum, dacă tot ai demarat, bagă viteză. Manu își duse degetele la frunte și oftă. Ce vreți de la mine?" Spuneți ce aveți de spus și lăsați-mă dracului în pace. Iată o atitudine bărbătească, aprecie notarul, trăgându-și reverele hainei. Vorbesc eu sau vorbești tu, Titel? Ești invitatul meu, tăticul, dă-i drumul. Eu mă înscriu la discuții. Jack își compus o expresie adecvată, devotament, altruism, spirit de familie, toate cu o tușă de confidențial și se apropie de inginer. Dragă dănuț, tu știi că ținem noi la tine. Dacă te gândești, familia rămâne cea mai sigură citadela individului. Cum spunea și Sofocle, uh, spunea el ceva, uh, eu, Georgeta, Elena, băiatul ăsta... Manu vrut să-l întrerupă, dar renunță. Știa dinainte ce avea să urmeze tot felul de murdării pe seama Corei. Din prima clipă nu putut să răsuferi. Altă plămadă, altă rasă antipatia și pismă instinctivă a rinocerului față de gazelă, invidia unor babe ca Georgeta și Elena față de grația unei femei tinere, panica lui Jack față de risipa din casă. Îl dureau și cheltuielile celor din jur. De aceea, urmă Jack, ne-am gândit că de datoria noastră, sfânta noastră datorie, să-ți deschidem ochii, tună patetic. Te închin la o icoană întinată de nuț. Titel se strâmbă. Oia razna rău până nu presară floricele flăcău, unare are sănătate. Cora nu e cea pe care ți-o închipui, nu e așa cum ai fi avut tu dreptul să fie. Glasul ei tremura, te aștepta în orice clipă să-i zbucnească în plâns. Manu îl măsură ironic. Concret, Jack, fapte concrete. Cora te înșală, numai Dumnezeu știe ce greu îmi vine să-ți spun astfel de lucruri. Dar acesta e adevărul. Și dacă ar fi fost o aventură trecătoare, mai închideam ochii. Știm ce înseamnă o femeie tânără, frumoasă, solicitată. Cine nu greșește măcar o dată? Dar e o legătură ce durează de trei ani. Pe lângă aceasta firește celelalte idile pasagere. Nu mai contează. Dan începuse să râdă. Ați înnebunit. Vedeți-vă dă treabă și promit că-mi țin gura. Nu îi spun nimic corei. Notarul îl privi uluit și se întoarse spre stitel. Tânărul ridică din umeri, aprinzând altă țigare. Ai da cu flit și omul nu strănută, te i tare sau nu-i pasă. Hai să ne vedem de treabă." Ești beat? Ce flit?" se întoarse spre inginer. Uite, dănuț, noi știm mai multe decât îți închipui tu. Am vrut să te scutim de unele amănunte degradante, dar mă văd, Siliță, recurgem la ele." Titel, nu-i așa, e tânăr, fără obligații, umblă prin diverse cercuri, circulă prin baruri, restaurante. Nu odată a văzut-o pe cora în companii... companii virile. Spune-i tu, Titel, de cascadorul ăla, cum îl cheamă? Mândroiu, suflă Penciu. Sau Ruic Bistul? Tânărul completă din nou, imperturbabil. Done. Done, exact, ai o memorie remarcabilă. Înțelegi, dănuți, niște puști absolut compromițători care se mai și laudă. Cora nu e oricine. Manu bătea ușor cu degetele într-un glob. Câteva fire de beteală se desprinseră din pom și căzură pe covor. Păreau șuvițe tăiate din părul corei. Ați sprăvit? Imediat, dragul meu, ești desigur depășit de evenimente, dar mai târziu ai să ne fii recunoscător, că despre legătura aceea care durează te poți convinge și singur. Titela a avut curiozitatea să o urmărească. Aș, se Penciu, din devotament! Celălalt nu se siză ironia și se grăbi să aprobe. Foarte frumos, așa e și normal. A urmărit-o, deci, până la locuința individului un avocățel care Dinu. Dinu, dragomir! Enunță titel cu glasul placid, automatizat de telefonistă sau serviciu de informații, a avocat colectivul 2, înalt și aten în ochii verzi, 72 kg, semne particulare nare, o mătușă paralitică, totuși strada Izvoranu, 27 sector 5, etaj 2, apartament 8, se intră prin gang la stânga cofetărie, la dreapta teren viran. Manu privea fix statueta de alabastru, o femeie goală cocoțată pe un trepied într-o atitudine de model. Sper că de data asta ați terminat totuși. Nu, încă nu, o clipă de nuți. Mai am un singur lucru să-ți spun. Am reflectat asupra incidentului de azi noapte și, bineînțeles, la cel de-al alteri, m-am sfătuit și cu titeli, am auzit vorbind și pe Toni și pe Șerbănescu. M-am convins acum și eu, s-a atentat la viața ta, dănuț. Hmm, ți-a trebuit destul ca să bași de seamă, remarcă tânărul. Într-adevăr, ți-e greu să deștifrezi abjectul odiosul când tu însuți nu ești în stare să strivești o muscă. Înțelegi? Mai repede, flăcău! Io tăie titel. Acuși sună de recreație! Moraru suflă în obrazul inginerului. E o chestiune foarte delicată. Noi, vreau să spun, familia, am ajuns la o concluzie. Șopti enigmatic. Cel care încearcă să te omoare nu locuiește la parter. Ce vrei să spui? Reflectează, dănuț, reflectează. La parter stăm Georgeta, Titele, Elena, eu și Șerbănescu, evident. În ochii inginerului se aprinsă o văpaie, reuși greu să se stăpânească și respiră adânc. Uite ce e Jack! În vocea sa cadată se simțea furia care începuse să mognească. V-am ascultat mârșăviile! Firesc ar fi să vă dau pe amândoi afară din casă! N-aveți niciun drept aici, nici măcar chirie nu plătiți! Dacă mai aud o singură vorbă despre Cora, vă dau cuvântul meu că vă scot în stradă! degetele îi tremurau de indignare. Notarul îl privea holbat, neștiind ce să creadă. Titel se ridică alene și îl trase de mânecă. Hai, jupâne, ți-am spus de la început, pătăticul doare capul și tu îi faci frecție la picioare. După discuția cu arhitectul Contaș, Minerva reluă lectura jurnalului. Indiscutabil, coranar, fiind stare să-l omoare pe Dan. O văd într-o bună zi, luându-și poșeta și dispărând fără o vorbă, dar nu va ucide. E mult prea uscată, nu poate urâ, nu poate iubi din adâncul sufletului. Cora plutește, alunecă pe lângă oameni. Nu are dorințe, nu are vise, nu are patimi. Uischiul e altceva. Îi încălzește sângele înghețat, dă relief unei existențe serbede. Pentru puține ceasuri, Cora, o floare artificială, superbă, înfiptă, într-o glastră fără apă. Nu moare și nu trăiește niciodată. M-am întrebat mereu cu cine seamănă. Am încercat să-i deslușesc misterul. Există un mister al corei, misterul din mintea și inima ei. Probabil nu-l voi ghici până la sfârșitul zilelor. Pe Alina, maică, s-am cunoscut-o bine. Când s-a măritat Toni în fiase de opt ani. Era o blondă încântătoare îmbrăcată mereu în rochi largi. Avea mai cu samă o pieliță obrazului neasemuită pe care n-am mai întâlnit-o la nicio femeie, nici chiar la Cora, deși are un ten divin. Grația ei mi-a mintea de a Odilei din climate, grația și predilecția pentru albi și flori, dar tot ce la Odil era grație imponderabilă și fascinantă, firesc și spontaneitate, la Alina a fost farme construit, când am băgat de seamă m-am simțit îngrozitor de dezamăgită, până atunci o adorasem. Țin minte incidentul cu luciditatea crudă a copilului căruia i s-a sfâșâia cea mai frumoasă păpușă. Mă aflam în salon ghemuită sub o canapea și îmi sugeam degetele murdare de cerneală. Alina aștepta invitații. Afară era cald, sfârșit de aprilie și îmbrăca o roche diafană de de alb cu pangli și trandafiri din atlas bleu. Ținea în mână o batistă. La un moment dat, Tic, foxterierul i ia smulso și s-a ascuns sub scrin. Alina s-a lăsat în genunchi încercând să-l prindă. În clipa aceea așa a surprins imaginea în oglindă, un tablou fermecător. Rochea se deschisese în jurul ei ca un evantai vaporos, buclele blonde îi alunecau moale pe obraz. Cățelul negru, numai zuluf, i se zbătea în mâini. Pe parchet se afla un cobalt înalt cu bujori roșii. Scena era aproape ireală de o prospețime încântătoare veselie, jucăușă și rafinată numai lumină și zâmbet, te puteai crede în fața unui oato sau fragonard. Pe urmă, n-am mai înțeles nimic. Treceau minute întregi și Alina nu se mișca. Aștepta împietrită, surzând adorabil în genunchi, cu în brațe. Auzeam musafirii care sosiseră două cucoane și câțiva domni. Când s-a deschis ușa, continua încă tabloul. S-a lăsat privită bine, apoi s-a ridicat ușoară. Bărbații amuțiseră în extaz. Nu, Cora nu-i seamănă. Revăd fetița de 4-5 ani, ciuda de blondă, în rochițe de catifea bleomarin, apoi la școală o adolescentă nefiresc de subțire, puțin neîndemânatică, stângace, dar numai aparent căci Cora a avut totdeauna siguranța suverană a lui Tony. Siguranța pe care ți-o dau indiferența, lipsa de pasiune, lipsa de miză. Purta părul tuns foarte scurt, și cu chipul său nervos, aproape de faun, părea un băiat. Un băiat straniu, puțin vicios. Încă de pe atunci, făcea o impresie extraordinară celor din jur. M-a surprins totdeauna tendința instinctivă a oamenilor de a se da la o parte din drumul corei, privirile vag îngrijorate cu care o urmăresc. Când îi vorbesc, reflex coboară glasul și tot din adolescență a exercitat o influență neobișnuită asupra cunoștințelor ei. În liceu și mai târziu la facultate aduna fără efort o oaste de adoratoare. Îi imitau pieptănătura machiajului, copiau hainele, gesturile, râsul lipsit de vioiciune, râs a la cora. Cunosc colege de ale ei care nu s-au vindecat până azi cultiva același gen, indiferență totală, enigmă, discretă, indolență, generozitate princiară. Copile sunt jalnice, dar nu Și dau seama sau se consolează. Nu fiecare putem agăța un renoar în dormitorul nostru. Adevărul e că atmosfera corei mă cucerise și pe mine. M-am închipuit însă o singură clipă cu pletele ei fantomatice, în rochile acelea care pe oricare alta par absurde și fantastice. Eu, cu chipul meu fad, fără personalitate, cu trupul meu lipsit de grație. Târziu am înțeles în ce constă esența acestei vrăji. Cora a avut de copil ceva care, în general, femeile nu-l dobândesc decât spre 30 de ani, cele mai multe niciodată, iar unele mor fără să intuiască măcar noțiunea. Cora are stil, această calitate extraordinară de a da conținut și culoare aparte. Fiecărui gest, zâmbet, mișcare, toate sunt puternic îmbibate de personalitatea ei, nu i pot aparține decât ei. Îi vei recunoaște totdeauna surâsul, având de ales între alte o sută de surâsuri frumoase, că și tot ce face e cu desăvârșire estetic, ieșit din comun, de un farmec morbid, dar de netăgăduit. Cred, deși azi sunt departe de admirația de cultul pe care îl aveam pentru ea acum 10 sau 15 ani, că este unică. O coră se naște odată, la câteva generații. De ce s-a măritat cu Dan? O întrebare care mă obsedează de 14 ani. A doua e de dată mai recentă. Ar fi în stare să-l omoare? Minerva auzi un ciocănit discret. Am nevoie de puțină ață albă," Cora, într-o roche sobră de stofă moale, zâmbea sfios. Nu era fardată, părul și-l prinsese în câteva ace. Avea aerul nefericit al celui care nu știe încotro să o ia. Scotoci în și încercă să iasă fără să facă zgomot. Minerva, reprimându-și o scurtă ezitare, o opri. Luați loc, vreau să vă întreb ceva. Știați cu ce se ocupă soțul dumneavoastră? Cora a început să râdă. Un râs liniștit cu ochi umezi. Dar bineînțeles, era inginer. Aceasta pentru toată lumea. M-am referit la celelalte preocupări, care presupun mai puțină publicitate. Vă gândiți la invențiile lui? Da. N-am știut niciodată exact la ce anume lucrează. Nu cred că proceda astfel din discreție, pur și simplu. Eu nu am niciun fel de cunoștințe tehnice și își dădea seama că nu înțeleg mare lucru. Mi-ar fi plăcut să-i fiu de folos, măcar, ca auditoriu inteligent. Da. În ce măsură erau informați ceilalți? La fel de vag îmi închipui. Minerva foileta mecanic paginile jurnalului. Se uita la unghiile si de fi, bine lustruite, ale corei. Are o spontaneitate care derutează. E una dintre erorile clasice. Confundăm naturalețea cu sinceritatea. Nu vă bucurați de prea multă simpatie în ochii rudelor. Nu știu ce să vă spun. Cora părea încurcată. Într-adevăr, sunt mereu iritați, gata să-mi zvârle lucruri neplăcute și, totuși, în sinea lor, în felul lor, țin la mine. În atâția ani ar fi trebuit să mă obișnuiesc cu scenele. A treia sau a patra zi de Crăciun, de pildă, eram în bucătărie. Cinam.